Ia uite, domnule, că mai funcționează. Hai că n-am mai folosit camera asta de 150 de ani. Ia să vedem noi ce face doamna Murară. Ia uite, domnule, iar avem rufe, domnule. Există vreodată când n-avem rufe? Ce se întâmplă aici? O să descoperi imediat. Că n-am mai filmat cu camera de 1000 de ani. Da, văd că m-am și speriat. Tararam! Să facem și noi pe vlogărașii, să nu mai facem pe telefonașii, nu? Îmi trebuie un bol din ăla de extragere, dacă nu l-ai fi spart. Uite, dacă vrei, ți-l dau pe ăsta. Nu, bagi mâna acolo, s-ar putea să... Dar pot să trag de acolo, oricum nu văd mâna. Da, oricum trebuie să le pun undeva după, trebuie să fac un amestec foarte important aici, pentru că... Deci, doamne, iartă, m-ai făcut aici. Deci, vreau să îți dau 3 șanse să ghicești ce sunt astea. Opțiuni, dar băi, sunt foarte multe. Așa e bine în viață, să ai multe opțiuni, nu? Atât de multe? Asta e nebunie, nu e? Că dacă ai atât de multe opțiuni, nu știi ce să mai faci. Da? Da, clar. Vreau să spun așa, aceste bilețele îți vor da niște direcțiuni. Culorile nu au nicio legătură, deci pur și simplu culorile sunt random, pentru că n-am avut de o singură culoare atâtea stickere din alea. Uitați-vă ce fac eu peste zi. Mi-am pierdut toată pauza de prânz să fac asta. Sub, văd că ai costumul de ecol. Da, și pe deasupra sunt în halat, pentru că tu ai venit inopinant peste mine. Hai! Trebuie să bagi mâna așa prin ele și să te uiți în altă parte și să... Câte trebuie să iau? Una singură. Una singură? Da, una singură. Uite, le-au fost. Puftim. Asta, da? Și acum asta iau și eu. Se vede? Face focus? Nu se vede, e prea de... E prea... Așa, asta am eu. Ce-o fie aia? Nu știu dacă vă spune ceva. Tu ai? Așa e fața? Da. Iar eu am asta. Bun. Ce înseamnă? Va trebui să așteptăm. Stai de un pic să vedem, că nu știu dacă văd, că nu-i lăsat de focus. Da, se vede. Da? Deci eu am N124 și tu ai N14. În ce cărți trebuie să ne uităm, să căutăm sau ce? Știu ce dacă e. Știi, nu spui, rămâne să vedem. Ai eu fi? Speram să o facem la fața locului, dar mi se pare mult mai tare așa. Da. Băi, ești genial. Și acum le arunc pe toate, care doar alea contau. Nu, glumesc. Astea trebuie să le... Pun undeva acum. Bun, hai să vedem dacă ar fi să ghiciți acum în comentarii. Serios, de ce în comentarii? Scrieți-ne așa, dacă ar fi să ghiciți ce se află acolo. Da, puneți la fiecare pauză. Rând, puneți pauză și ce credeți. Nu contează dacă aveți dreptate sau nu. Păi ce străznește în asta. Jumătate de oră s-a dus dracu pauza mea făcând astea, dar nu-i nimic. It's a well spent time. Nu știu unde să le pun acum, unde să le țin, că vor trebui ținte, că dacă tot m-am apucat să le fac și le-am... Păi face prostite de... Uite asta. Mă gândesc. A, uite o cutie. Uite asta. Uite aici, asta e. Ia uite, eu tocmai am împachetat, trimit înapoi un gimbal care nu mi-a plăcut, avem un gimbal și eu tocmai am distrus, dar haideți că vă arăt până rezolvă, Delia. Tocmai am distrus... Ce anume? Nu. Eu n-am avut o cutie și am făcut o drăcovenie din asta, din cutia de la Mango, domn. Ieri am fost la Nazar și la Irina și uitați. Asta e un soi de miere, dar uitați cum arată. E de-a lor locală, știți, de acolo, ucrainiană. Și am mai dat niște bomboane foarte interesante. Ia uite ce bomboane. Încă nu le-am gustat. Sunt ciocolată în interior, dar le gustăm noi imediat. Am fost, m-am plâns, gata. Te-ai plâns că n-ai cutie, dar da? Măcar m-am bucurat cu ce ne-a făcut cadou Nazar și Irina. Da, dar tu ai nevoie de cutie, că eu mai am pe aici, dacă vrei. Așa mare dau, acum nu. Asta nu ți-o dau, că asta o păstrez. Asta, de fapt, nu este o cutie, chiar dacă te lași, te poți înșela. E o cutie cu cutii? Nu, este ăsta. Încă un din ăsta. E un așa. Care așa vine, ca o cutie. Dar tu ai văzut ce s-a întâmplat astăzi cu Liz Truss, cu Jeremy Hunt, cu ăștia? Am văzut, da. Bă, deci au nebunit ăștia. Deci că gata, facem, spargem, facem să fie bine ca să nu fie rău. Hai să nu mai facem, hai să o mai lăsăm așa. Da. Deci a fost tare, băi, deci. Au schimbat schimbarea. Boris. Ce și-am lui, Teresa May? Da. Ia de aici, toată dramoleta, deci, adevărată. Deci, dacă ești fan al schimbării schimbărilor, clar nu intra în politică, cu toate că eu am de spus, votați Delia președinte în continuare, chiar dacă nu, asta nu e un semn bun, că eu sunt fan al schimbării schimbărilor, dar... Da, face și ea ce poate, cică, am înțeles, dar cică ar vrea să o dea ăștia jos, am înțeles, Sunakii sau... Rishi Sunak. Rishi Sunak să vină și să facă aici treabă, pentru că oamenii ăștia de finanțe, domne, sunt în general cei mai capabili, cei mai competenți, cei mai buni ca să fie lideri și să rule the country. Laudă-mă gură că-ți voi da friptură. Hai să vedem care este the cult of the day today. Dar auzi care-i treaba aici? De ce nu sunt în cărți? Astăzi e ziua extragerilor. Trage aici un... The Living Leader. Da, trage uite, o cărticică. Asta. Și ce spune acolo? Spune așa. If you knew that love is a verb, not an emotion, așa? What might you do
or say today to demonstrate your love for someone special. Deci dacă dragostea ar fi un verb și nu o emoție... A da, pupii! Ați văzut? A da, așa simplu e, nu? Mai dă. E, nu e chiar așa simplu, da. Se mai poate complica, dar nu e ora, nu e programul. Hai, domnule, lasă-mă că s-a dus pauza de prânz și eu deja sunt cu gândul în altă parte acum și trebuie să mă întorc la treabă. Le-am pus pe undeva, dar nu știu pe unde. Că le-ai băgat în buzunar. Nu, cred că sunt pe aici pe undeva, frumos. Nu, le-ai luat, uite-le. Ți-ar da. Să nu le pierzi. 124 și numărul 14. Sunt curioasă dacă cineva o să-și dea seama despre ce e vorba la punctul ăsta. Cunoscându-ne atât de bine, cred că sunt oameni care își vor da seama. Dacă nu, este foarte greu, oricum nici Doru a zis că și el și-a dat seama destul de târziu, nu? Aici da. Să te gândești. Bun, gata, prea multă vorbărie, vorba lungă, sărăcia omului, să zicem la treabă, domne. Hai de mine, la mine la birou aici, stați un pic să închid și eu astea, că știți vorba aia, privacy și de-astea. La mine la birou treaba e complicată, domne. M-am trezit cu un laptop. Eu cu Windows, cu DALE, Doamne iartă-mă. Și am avut de dimineață super multă treabă, am fost în super multe call-uri și vreau să vă spun că acum la prânz, când am luat pauza, nu e mare lucru, dar unii dintre colegii mei au fost la birou. E, când te obișnuiești să lucrezi de acasă, când ne întorci la birou, nu mai e la fel de simplu. Uite, vezi, am tăiat cutia de la mango pentru că nu am avut cutie să trimită la înapoi. Nu le-am gustat, tocmai le-ai arătat mai devreme. Galben sau albastră de care se ia? Mă, ciocolată albă. Cât e de dulce. Miros foarte bine și au și un gust foarte bun. L-am primit de la Nazar și Irina. Am fost aseară și ne-au așteptat cu o masă super frumos făcută. Și nu numai că făcută, dar și gustoasă. La fel și Mariana ne așteaptă mereu. Mă pune să mă întreb oare de ce oamenii ne așteaptă cu mâncare pe unde de ce? Mereu. Dar de ce, domnule? De ce? De făcută ce? O impresie foarte bună despre noi. Și ne-au dat aceste bomboane făcute de mână, pe care le-au cumpărat din Londra și prin care sprijin pur și simplu cu bani charity-ul și merge către Ucraina. Și de asemenea, acest borcan de miere, și chiar n-aveam miere în casă, asta fiind o miere naturală, s-a zaharisit pentru că așa se face mierea naturală, dar e foarte bun în ceai, bineînțeles, dacă nu puneți la 100 de grade apa, nu trebuie să fie de 100 de grade Celsius, pentru că luați proprietățile, trebuie să fie... Da? Da. Eu nu am știut. Da. Eu aș fi pus exact în cer cât mai fierbinte, gândindu-mă că atunci se... Da, da. Că tu se disolvă, știți? La fel și ceaiul, nu e bine să pui apa peste el în momentul... Aia, am mai auzit o prostie asta, că nu pune nu știu ce... Despre miere știam de mică. Cafeaua, că se arde. Oi de mine! Cafea? Știți cât de tare miroase? Dar ce este? Espresso Bologna, Bologna de la Carlucios. Dar trebuie, nu mai avem să le mai arătăm de la Carlucios, că a fost bun. A fost foarte bun. Panetone, din alea micuțe așa am luat. Și haideți să vă facem și prezentarea acestui pepene. Adică nu te las, te credeai că te iert? Chiar e să-l prezintă-l, ia prezintă-l. L-aș tăia, sincer. Ia prezintă-l. Acesta este un pepene. Nu, mai prezintă mai mult. Acesta este un pepene pe care eu l-am cumpărat din Costco, acum o săptămână, mai bine de o săptămână, și care stă aici, pur și simplu. Nu știu dacă o mai fi bun. Hai, domne, hai să-l tăiem. Mai întâi să-l spun. Eu să știi că nu mănânc, îți spun de pe acum. Las că mănânc eu. Mănânc că și așa până mâncăm din seara mai e. Și dacă îl spăl acum, uite așa. Eu mi-aduc aminte de momentele alea, dacă vă amintiți, când eram închiși în casă și spălam aici, în grădină, spălam tot ce cumpărasem. Da. Dar hai să-l spălăm cu ceva, să-l dezinfectăm cu ceva de pe aici. Că hai, domnule, am zis că suntem prudenți, nu că să o luăm pe arătură, suntem plecați cu pluta. Ia, pune ăsta acolo, te rog. Hai, domnule, să fac ceva și până acum. Da, noi de fapt am coborât, zice de neavoi, eu mă să-mi fac ceva de băut, vrei ceva de băut? Și eu îi zic, nu vreau nimic, dar dacă mergi, stai că vin și eu cu tine, că poate te ajut și la. Și uita ce facem, acum mâncăm pepene. N-apărăiți ce-i drept. Ăsta nu mai e bun de mult. Hai că nu mai mâncăm nimic. Lasă. Crezi că el s-a stricat aici sau crezi că l-am cumpărat? Lasă așa, hai, lasă. Ce risipă, domnule. Dar să știi că de când a curs apa asta din ea m-a făcut. Opa. Punem aici momentan, îl ducem după aia. Da, și mie mi s-a părut într-adevăr de bios. Ăsta o mai fi bun? Că uite, a făcut aici sus. Asta, așa. Da, ăla e bun. Că... Sigur? Da. Asta, după ce îl desfaci, trebuie să-l pui. Da, ok. Avem, de când ne-am luat, uite, chestia asta avem așa. A trebuit să mergem să ne cumpărăm apă minerală. Și atunci frigiderul nostru a devenit așa. Uitați. Gol. Lasă că e bine, mai slăbim. Gol.
școală, să nu spuneți la nimeni, uitați și aici. Am fost la Costco, am luat imediat două plăcințele din astea. Cum se numesc plăcințelele, dragă? Cheesecake. Sunt alea de Cheesecake Factory? Dacă le-am știți, din The Big Bang Theory? Una și lui Nazar și Irinei. Și ei le așteptau cu cheesecake făcut de Nazar aseară. Deci a fost așa un soi de vinul. Vinul fier de aseară. N-am avut... N-a fost în the mood, să știi. Da, n-ai avut chef, nu? Mi-am făcut, cred că un sfert de cană de asta și o singură gură mă. Și mi-a tăcut. Hai! Mai iei un advent calendar de la Binis? Nu mai am, nu mai. Am altă idee pentru anul ăsta. Cineva... Stay tuned. Da, cineva ne-a întrebat. Așa? Happy? Foarte. Bun, cineva ne-a întrebat cum stăm cu advent calendarul, calendarele, dacă ne mai trebuie. Da, și? Răspunsul meu a fost că ne mai trebuie. Da? Păi chiar dacă avem, tot ne mai trebuie. Cum? Da, un advent calendar nu e niciodată o chestie de a care să renunți. Adică poți să ai și 200 de advent calendare, că tot dacă vine unul plus, nu te, da, da, nu te super, nu? Ne-am luat PlayStation și ne-am jucat exact două săptămâni. Da, bă, și ne-a zis, bă, ne-a zis cineva. Mai ții minte că ne-a zis că o să ne plictisim repede. Da. Că nu suntem noi de astea. Și așa e, stă pe acolo, în loc să ne jucăm. Avem jocuri cu pisici, cu figuri, cu alea. Iar că mă, dar ți-amintești că soția ta ți-a spus vreo clipă, hai să luăm PlayStation? Dar nu, mi-amintesc că soția mea a spus că dacă iau PlayStation, o să se joace cu mine și o să ne jucăm numai jocuri din astea educaționale. O să învățăm filozofie, psihologie. Aceeași poveste și cu lumânarea asta. Atâta am cum mi-am dorit-o și uite de știu, am cumpărat-o și până astăzi n-am aprins-o. E milă de ea, cred că miroase atât de bine. Ai schimbat chetalul? Păi ce a zis Boris? Nu, dar nu știu dacă am pus apă. Are apă, dar nu știu de ce face atâta gălăgie, mă, și enervează. S-a pătat într-un fel și n-a mai ieșit. Nici la spălat cu mașina n-a mai ieșit. Și nu-mi place, vreau să-mi iau altă. Am cumpărat cafeaua asta. Da? De la Carlucios, când am fost și am luat și panetone. Eu am crezut că este cafea de oameni instant. Mamă, cât îmi place cum miroase. Că am crezut că e de-aia instant. O pui în... așa, pui apă peste și aia. Când am văzut, ieri când am deschis-o, că a fost de-aia de s-a deschis cum se deschid conservele, m-am biat aici un miros. Și practic e pentru presă franceză. Și e pentru așa ceva, da. Pentru asta. Și ca să o folosesc. Și mai am și boabe. La ce n-ai valoare? Primit-o mai de la Nazar și Irina acum ceva vreme și când m-au întrebat dacă am rușniță, eu am crezut că se referă dacă am de asta, că n-am fost foarte atentă la cuvântul folosit și am zis da, am. Și când am ajuns acasă m-am trezit că sunt boabe, că nu e cafea rușniță sau da. Ce să vă domnule, ce zile avem, ce zile ocupate avem. Nu știu de ce, la mie îmi crește foarte mult pofta de a lucra. În momentul în care vremea începe să se răcească, ziua se scurtează, dar mă enervează că, uite, avem soare. Vedeți ce soare frumos e? Dar e, să știți că e cumva frustrant, pentru că nici nu poți să ieși afară așa, la plovoraș. Trebuie să te îmbraci bine, că sunt 14-16 grade. E friguț, că ne și întreba cineva dacă s-a lăsat frigul. Frigul ca frigul, dar problema e cu întunericul, domnule, că pe noi ăla ne scoate din pepeni. Și acum o să scoate din pepeni. Mai când vrei să ieși afară, vrei și noi să mai vlogim, da, trebuie să luăm camera acum. Camera e mai cu zguduială, mai cu alea, dar da, se vede. Ați văzut, stau ca șobolan. Că da, ca șobolan. Cum se numește șobolanim, domnule, da, șobolanim. Hai, domnule, șobolanim, ce să facem? O pun aici așa. O las să se așeze, pa o presez și o cafea extraordinară, dar bineînțeles folosesc minunatul lapte de la țâța bobului de ouăz. Da, laptele Oatly. Oatly Barista Edition, Even Even Edition. Pun aici niște lapte de-asta așa. Mai mult de data asta, că dacă îmi beau cafeaua aia fără lapte, o să mă apuce țâțâiala pe aici. Ia zic cum stai cu cititul. Și desigur. Că ți-ai cumpărat cărți. Două bucăți de data asta. Ieri n-am avut timp să citesc. Eu am terminat deja pe prima. Dimineața am frecat manganul, ca să fiu sinceră. Și am stat pe aici. N-am frecat niciun mangan. Că am fost și cu o gospodină extraordinară. Dimineața? Nu, cum sunt eu. Nu, ieri dimineață. Ai grijă că dacă pui prea mult, da, ai văzut că... imediat de pe afară. Hai că ai scăpat. Așa fac și eu, tot în sticlele de astea, dar știi cum fac eu acum? Pun o jumătate, pun într-un pahar, pun din ăla și după aia pun înapoi din pahar, ca să fiu sigur că nu mai pățesc treaba asta. Așa. Da. Oricum ai văzut că trebuie să folosești rețeta așa cum o dau ei, a opta parte, pentru că altfel e super. Crezi că am văzut? Nu știu, cam... Ia să vedem.
cum să spuneți eu, cam mai puțin limpede, care mă, turbure. Opusul, nu? E prea dulce? Nu, chiar am pus slabră. Are doar un gust așa de mentă. Și bineînțeles că e foarte sănătos. Hai că m-ai luat de la subiect, mie zim cu cărțile. Deci ne-am luat cărți, că Delia, cum a spus, termin o carte, cumpăr alta. Pentru că aveau prea puține pagini, spus. Da, erau, practic sunt două nuvele, nu? Da, nuveluțe, așa. Odată mi-am luat Animal Farm și sunt în mijlocul... Nu, este spre final. Da. Și după aia mi-am luat Camus străinul și urmează să-l încep ca până sâmbătă viitoare să-l termin. Păi dar nu trebuie să termini Animal Farm? Păi urmează să încep după ce termin Animal Farm. Dar ca să zic așa, pentru toată săptămâna m-am asigurat că dacă aveam numai Animal Farm, trebuia să citesc câte două pagini pe zi, bănuiesc. Ai apucat să vezi comentariile de azi? Nu. Am avut un feedback, domnule, foarte bun când am vorbit despre cărți, bă, băiatule, bă, despre știință și educație. Când am vorbit despre cărți? Când am făcut live? Am făcut noi un live. Bă, ce eficientă sunt. Ce-i spălat? Mașina aia a fost deja băgată așa. Am făcut noi live-ul ăla și am vorbit despre 1984, dar o să se schimbe brusc paradigma cu Camus. Acolo o să se schimbe, că e și ritmul povestirii. Oricum vreau divers să citesc, nu vreau să citesc un singur autor sau o singură nișă. Și pe finanțe o să citesc și literatură universală. Eu cam dată beau o cafea ca să pot să le fac pe toate. Eu abia aștept să punem ghilețelele alea în practică. Și eu. Ai știi? De cap, mă. Eu sunt... Le-am pune mai devreme, dar nu pot, că sunt în... Nu, că sunt prins. Și eu cu am. Eu am la 3 col. Da. Am un col de 2 ore. Ai luat bilețelele? Am luat. Bun. Cum facem cu bilețelele? Că aveam disputa asta. Dăm bilețelele și așteptăm să vedem ce se întoarce. În primul rând, felicitări celor ce și-au dat seama ce tâmpenii vrem să facem. Felicitări, din categoria Making Everyday Fun. În spicy, da. Cum să facem? Asta e ideea. Dacă dăm bilețelele, dăm bilețelele. Da. Adune asta sau ne uităm, vedem ce sunt și... Oricum, noi ne luăm și mâncare preventiv. Ne luăm, da. Ne luăm înainte sau nu luăm după? Păi... Eu nu știu ce să zic. Eu le-aș da bilețelele și aș aștepta să văd ce mi-aduc. Și dacă e, cerem ceva, că ăștia se mișcă repede oricum, nu? Păi nu, le dăm bilețelele, spunem că vrem astea și pe lângă asta vrem ce ții tu de obicei și ce mi-au eu de obicei. Păi nu că e prea multă mâncare. Dom'le, luăm acasă dacă... Dacă eu mă gândeam, dăm bilețelele. Da? Așa așteptăm. Vedem ce ne aduce. Ok, și hai să facem așa și vedem. Încercăm și vedem cum e. Așa. Bun, bine ați venit cu noi la, știți doamne, foarte bine, Noodle Doodle. Câtă dezbatere. Câtă dezbatere în jurul mațului, domnule. Păi, domnule, în jurul mațului întotdeauna va fi foarte multă dezbatere. De aceea și avem loc în colțul ăsta, pentru că ne trebuie o masă mai mare, nu? Da. Vorba aia, mai multă mâncare. Recunoaște, ai trișat, te-ai uitat pe meniu. Nu m-am uitat, nu m-am uitat pe meniu, pe cuvânt că n-am trișat, deci avem așa. Iar câte bilețele de astea am făcut, sigur nu-ți limite care să ai. Vreau să vă spun că am făcut astăzi 200 și ceva de bilețele. Păi câte feluri de mâncare sunt aici? Deci avem N14 și N124. Hai, you need to bring us... These two. N124 and N14. But don't tell us. Don't tell us what they are. You need to bring these to us, okay? Sure, N14, N124. Yes, thank you. Okay. Hai ca să fie, domnule, o să fie super interesant, vă dați seama, da. Că vine acum mâncărica, dacă nu ne place, într-adevăr, o să ne luăm altceva, dar să sperăm, sper, Doamne, din toată inima să nu nimerești ceva cu tof. Eu, sincer, sper să nu nimerești ceva ce am mai luat. Eu asta, da, asta nu e eu cu tofu n-am o problemă, mie îmi place tofu. Eu sper să nu nimerești ceva cu intestine și de-astea, că iau de-astea. Și de asemenea n-aș vrea ceva vechi. Hai că mai am multe pretenții. Dacă nu vrei de aia și de aia, comandă-ți, Doamne, iartă-mă și fii un om normal. Da. Da. Ideea Deliei. Ați văzut câtă hârtie colorată a stricat? Am zis noi că o să facem oricum. Noi am că... stricat-o, că așa o las. Așa o las, nu? Da. Noi ce-am căutat dintotdeauna a fost o metodă prin care să putem să comandăm cam tot ce e în meniu. Și cred că asta e cea mai bună metodă. Da. Pentru că noi le-am scos pe astea din meniu, corect? Da, n-am scos însă, chiar ți-era o idee. Bună să fi scos ce fi luat deja. Nu, de ce? Da. Păi nu, că e bine să-i merim. Da, să da, merim. Stai că vine tantia asta foarte... Hai, Maria! Hello! Tantia asta are o predilecție pentru noi. Pentru Doru, de ce am pentru mine? Pentru că îl ține minte că îi comandă tot felul de dubioșenii și e genul de om care zice vreau dish-ul ăsta. E ca și cum ar veni ceva la mine și mi-ar spune vreau salată de beef, dar fii atent, nu pune în ea nici cartofi, nici mazăre și nici maioneză. Și ea e ceva genul, ok, pe asta n-am cum să-l uit, că
scricătul, era să zic o postie, că îmi strică tot dish-ul meu tradițional, o chinezesc, o fascinant. Eu nu înțeleg treaba asta cu bucătăria, eu nu înțeleg. De ce e important să fie felul de mâncare așa cum se face ca la carte? De ce să fie așa? Dacă mie nu-mi place e așa. E după gust, da. E, ori e după gustul meu, ori nu e deloc. Bine, dar și eu am... Bă, ce ne aduce ăsta? Că și eu fac în ultimul timp, că i-am spus data trecută, bine, nu ei, celelalte, aduceți-mi și mie noodle și ăștia, îi vreau cu vită, să fie de aia lați, așa, că i-am descoperit și sunt senzaționali. Și zic că nu vreau să-mi puneți, și nu știam cum se spune, bean sprouts. Bean sprouts. Și erau chiar în poză, uite și în poza asta. Sunt singurile de fasole, așa că mie nu-mi plac deloc. Și aia era, ok, bine. E ca și cum i-aș fi spus, adu-mi ciorbă fără morcov, cam așa e la noi. Dar nu-i nimic, na, acum ne obișnim și noi, ce ne place, ne place, ce nu ne place, ne place. Ați văzut că și în... când facem mâncarea noastră de acasă, nu facem ca toți oamenii normali cu carne și doar atât. Punem cuburi, vă reamintim, lăsați-ne hate în comentarii pentru cei care urăsc cuburile. Da. Auzi, ai cumva aici Pay by Phone instalat? Da, normal. Da? Pay by Phone, like, nu, da, parcarea nu. Da, păi trebuie să plătim parcare. Ce mai plătim, domnule? Ideea e că e pe telefonul ăsta aici, că n-am luat camera cu noi, am zis că mai e un pic de lumină afară și nu e necesar să luăm camera, dar uite că... Au șampanii. Șampanii? Da. Uite, de care? Șampanii în Franța. De care? Făcută de? A la France. Henri Favre? Henri Favre Champagne. A well-balanced champagne with fragrant, elegant aromas and apple. Facem aici un cut să plătim parcarea, că altfel ne fac ei un cut la buzunar de 25 de lire. Surprize, surprize! Numai 3 lire pe oră parcarea, cred că numai weekend e așa scump, că a fost doar 1 lire 45. Făceam aici un forecast, să vedem cam ce, dacă ghicim cam ce am comandat. Eu am zis că N14 sigur e un starter, ceva. și N124 eu pănuiesc că e ceva cu orez. Poate ghicesc, n-ai mișo să zici că m-am uitat, dar chiar nu m-am uitat. Nu știu de ce am feeling ăsta că e ceva cu orez. Dar nici nu contează dacă te-ai uitat sau nu, că tot ce puteai să faci, fii atent. Ideea e așa, dacă te-ai fi uitat, nu te puteai pregăti psihologic. Atât se putea pregăti, sub nicio altă formă. A, ia uite, un pahar de apă e N14. E cam pe ce ar trebui să stăm uite. So what's it? Yeah. Wings. So what number is this? 14. This is 14. So 1, 2, 4 is chips. Oh my god. So KFC, right? All right. Can we now have noodle special? My tripod? Yeah. No, no shells, no bones, no potato. I want to eat also. Okay. Deci uitați, doamne și domnilor, ce am reușit să facem. Asta am tras noi la sorți. Așa ceva, doamne. So, it's very... I mean, nothing special, wings and potatoes. Dar e bine că le-am legat împreună cumva. Stir fried beef flat rice noodles. Sure. And also, can you take out the bean sprouts for me, please? Sure. Yeah, no, just leave it out. Thank you. Da, acum încercăm și pe astea, vedem care e treaba cu ele, nu? Nu mănânc eu aripioare. Uite să vă faci. I'll give you your plates. Ah, oh, thanks. Ce faci, domnule, mănânci ca ultima țărancă, așa. Băi, ai fost la Versailles, mă. Ăia n-aveau WC-uri, dar mâncau cu furculița, băi. Aripioare. Mâncau cu furculița aripioare. Exces de zel. Exces de zel, tatăl, thanks. Băi, have some chopsticks, please. Astea sunt niște aripioare extraordinar de bune. Vreau să o spun. Iar bine că mi-aduci cartofi prăjiți, eu sunt mereu bun, uite. Deci noi am zis așa, băi, poate nimerim un antreu. Noi am nimerit un antreu, pentru că ăsta N14 chiar e, N14 e antreu. Amazing. Dar ăsta e un ce? Un side dish. Mm-hmm. Băi, și nu e bun. Dom'le, ce tâmpenii facem. Ia zi tu că nu e ca pentru suflet vie. Ți-ți plac aripioarele de obicei? Băi, nu. Nu-mi plac aripioarele. De adică, da, da, nu astea. Astea niciodată nu mi-au plăcut așa din comerț. Am încercat la un moment dat, mi-a recomandat cineva, am încercat, au fost bunicele, dar nu pot să zic că mă dau un crede-mă bun. Că dacă le încerci sunt foarte bune. Păi nu sunt alea cu piele, bine prăjite, sunt extraordinar de bune, jur. Mie nu-mi plac aripioarele de obicei și mie îmi plac astea. Îmi plac mai mult decât alea de la KFC asta. Da, cartofii ție îți plac însă. Și după sufletul meu, dish-ul meu favorit în viața asta e cartofii prăjiți. Deci eu, dacă am cartofi prăjiți, eu trăiesc fericită. Nu-i ceva? Ceva, nu? Ceva dip, da. Usturoi, evident. E usturoi, normal, nu trebuie să ne fie rău mâine. Băi, îți spuneți de mușdei. Aia. Hai, domnule, să vedem ce avem aici. Îmi dați-o pe usturoi. Mă, ce marfă. S-am zis. E picant? Puțin. Dacă puțin. Iei din astea pe aici. Foarte bune. Am putea spune, la drept vorbind, domnule, un experiment reușit. Mm-hmm. Chiar pe bune.
care va continua, pentru că vreau de fiecare dată când venim la Notă Dudă, dacă nu avem o poftă nebună de dișu pe care îl luăm mereu, putem să aplicăm această metodă și să încercăm lucruri noi. Sperăm într-o zi și lucruri noi, mai noi decât aripioarele cu cartofi prăjiți, dar e ok. Acum is not a fail. E bun. Nu e fail. Când o veni mațe, de atunci o să fie fail. Ăștia având mațe. Da. Dar nu mațe de alea de porc cu stroi. Niște mațe foarte scârboase. Dar asta e, când va veni ziua aia, va veni ziua aia. Mațe mănânci atunci. Da. Ca întotdeauna, când nu te pregătești, când vrei să zici ce facem la ghici, atunci e beton. Super delicioase sunt, super delicioase. Și zicea Rodoro, bă, nici dacă ne plănuiam, nu ne ieșea să luăm alipioare cu cartofi prăjiți. Sună atât de no. basic și de ciudat. Eu mă așteptam, i-am zis, mă aștept la niște... I-am zis că la un moment dat credeam că sunt N14 ori starter, ori supă ceva. Dar e starter ăsta. E starter, dar nu mă așteptam cum să se nimerească, nimereala asta e. Mm-hmm. Ca noi doi pui, făcut un fel făcut pentru celălalt. Ia asta de pui un pupic. Dă pupic. These... are very good. That's amazing, actually. Let me tell you, KFC is a joke. Honestly, really, really good. Thank you. A noodle doodle special. Flăcări. Flăcări ies de aici cât este de picant. Iar noodle și mei, extraordinar, domnule. Hai că ne vedem mâine, că o să fim buhăiți după masa asta. Pa! Pe mâine, pa! N14. Salt and pepper, deep fried chicken wings. Deci, ca un adevărat contabil, trebuie să verifică ceea ce mi s-a adus este realitatea. Întotdeauna verificați. Și ce am zis? 1, 2, 4, fried chips. Nu, 114. Nu, 1, 2, 4. N14 și N1, 2, 4. Da? Fried chips. Și bineînțeles, dacă aveam 1, 2, 4, liniuță 1, aveam salt and pepper chips. Ah, pe care nu am știut. Păi nu. It is what it is. Avem și bilețelul ăsta acasă. Da? Stai liniștit. Totul este bine pus la punct, bineînțeles.